În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a declarat ziua de 1 mai ca fiind Ziua Internațională a Muncii în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații muncitorești. În România, această zi a fost sărbătorită pentru prima dată de către Mișcarea Socialistă în 1890. În perioada regimului comunist, de 1 mai, autoritățile organizau manifestații uriașe pe marile bulevarde. Defilările muncitorilor paralizau orașele. Pancartele acestora dădeau de veste despre depășirea graficilor de producție. Coloanele de oameni, în ținute festive, scandau lozinci și purtau pancarte uriașe. E mare diferență, o foarte mare diferență. Credeți că în ziua de azi mai există măcar un produs care să amintească cu adevărat de anii aceia? Nu. Dar... nu. Toate sunt mai noi, mai bune, dar și mai scumpe. Pe vremea aia ne permiteam, cu banii care aveam atunci, ne permiteam mai multe. Dar banii care sunt acum, la mulți nu ajunge. Dar și calitatea poate e mai bună sau? Atunci erau mai bio, erau mai bune, acum toate sunt chimicale. Bineînțeles că au prins anii 80. Tocmai de-aia vă întrebăm. Și să vă spun, eu atunci era altă treabă, da. Din coloană și ne trimitea la... Spuneți-mi, care dintre produsele de astăzi amintesc de produsele de atunci? Berea. Berea este aceeași de atunci, nu? Nu, era altă. Acolo era bere de Suceava, nu era altceva. Aha. Nu exista mai multe produse. Apă minerală la fel, erau câteva. Acum sunt foarte multe. Și multe alte produse, ce să vă spun. Dar ce părere aveți despre inițiativa de a organiza o asemenea zi? E frumoasă. Vă amintiți cu drag de acele zile sau nu prea? De drag că eram liber, atât. Munceam în continuu, era bine. Era bine și atunci, mă rog, na. Depinde fiecare unde lucra. Nu aveai libertate. Nu aveai libertate, nu aveai voie să vorbești orice. Era imediat luat la întrebări. În toată țara, inclusiv în municipiul Suceava, mai marele magazine au încercat să amenajeze spații care să amintească de perioada comunistă, aducând în prim plan principalele produse alimentare și de uz casnic, cât și jocuri pentru copii care erau la mare căutare înainte de anii 89. Astfel, pe lângă mărcile epocii de aur, simboluri din perioada ceaușistă au fost imprimate și pe pungile de cadouri. Bagnote de 25 și de 100 de lei, radiouri, imagini cu pioneri, șoim ai patriei sau reclame în spiritul vremii. Mărcile care au supraviețuit și acum sunt prezente pe rafturi, de la cafeaua Amigo, Pepsi, săpunul Fa și crema Doina, la Nivea, pasta de dinți, Cristal, ciocolata Rom și bicicleta Pegas. Deocamdată abia am intrat în magazin, inspectăm și noi, ne uităm. I-ați explicat copilului că astea erau jocurile de pe vremuri? Sau? Încă nu am reușit, am observat abia jocurile ținute supărat frate, urmează să mă uit în rest. Ce mai văd? Despre alimente ce părere aveți? Aduc aminte câtuși de puțin de vremea de atunci sau... Nici măcar nu am știut că este organizat o anumită temă în magazin. Am intrat, acum urmează să descoper. Am observat că aveți un copil mic, îi veți povesti despre vremea de atunci să vă trăiască. Cu siguranță am să ajungă la vârsta în care să înțeleagă. Lapte Doina, îi cumpăra mamei mele ani în urmă, cu lăptușor de mată, ce mai este. Acum mă uitam, Gero Vitalu. Ce? E bine că să amintește de... Credeți că inițiativa celor de aici a fost una bună să amintească de zilele de atunci? Da, așa zic eu. Astăzi, tot ce a rămas din această sărbătoare se pare că sunt doar oamenii care se bucură de acest eveniment, sărbătorindu-l în aer liber, la iarbă verde, la mare ori la munte. În 2003, pentru prima oară în istoria post-decembristă, o conferință sindicală, Blocul Național Sindical, a încercat organizarea unei adunări populare cu mici, bere și muzică pentru a serba această zi. Criticile nu au lipsit la fel nici acuzațiile de simpatie pro-comunistă, amintirea propagandei PCR fiind încă vie în conștiința populației.